Doamnelor și domnilor, începe Cronica Cârcotașilor cu Huidu, Găinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Pruvaru și trupa Jukebox. Așa, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, doamnelor și domnilor. Nu, nu e Mișu unde scrie Mișu, Oana, e Șervănica. Ce faci? Mie stă mai bine aici, sâc, 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 decât ții acolo. Oana a spus, la început emisiunii n-ar fi bine să facem o intrare mai deosebită. Uite, eu vin nu știu cum și nu știu cum. Dar deoarece prioritățile sunt altele, am intrat eu. Vă mulțumesc, vă invit să urmăriți emisiunea. Astăzi la Cronică. Boc strică străzile. Am încredere că firma își va onora promisiunile. Hrubaru nu întârzie. E foarte greu să pui un preț pe cartoane gratuite. Avem un mesaj special pentru Oana. Mă gândesc numai la tine, Oana. Vedem tot cel mai bun în tembeliziuni. Un bărbat se duce la toaletă. Ne place foarte mult de el. Bună, dați-mi adresa și vin seara noastră. Se duce ca să facă un lucru. Vorbim și de toate penetrările. Tu ce... aici. Îmi sar sânii din sutien. Poate tu. Mă ajunge rușine. Vin vedete cântăcioase. Vine și Marian Economat. Dacă vă uitați de sus, este un circ. Dar și cultura poporului român. Dar nu vorbiți urât. Mai vorbiți așa, vă rog eu. Mirciulică se face de râs. Consilierii au zis să facem o reclamă aioasă. Pentru șeful contează ce spun clienții. Și șeful a lucrat la siguranță. Dar e obișnuit. Băbuțele sunt nefericite. Păi da, nu m-a violat când trebuia să mă violez. Românii muncește. Da, ating greu, nu așa. Dezbrăcatul e în al nouălea cer. Păi la așa... Mulțumesc! Nu? Da. Și la final ne place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Bună seara, oameni buni! Bună seara, Cervănică! Avem și mai multe chestii decât au fost prezentate acolo. Zău? Da! Noi! Și în emisiunea viitoare avem alte chestii. Se simte bine? Se simte foarte bine. Ce se întâmplă? Dragă șerbă, e rău atunci, e rău. Vedeți, îmi stă bine, mi-am tăiat niște vibrator, mi-am făcut și unghii la tătă. Numai puțin, vreau să-i spun ceva lui Șerban. Da, te rog. Oana? Da. A băut un energizant înainte de emisiune. Man. Ce mă fac? Vai de capul tău. Asta, mulțumesc, știu. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy dirt. Keeping your love deep inside of me. Vai, ce frumoase sunt astea și ce... Auzi, câte unul? Eu ce? Cred că 10 a băut. Nu, și eu cred că 2, cel puțin, i-a zis că 1 a băut. De la primăvară, ai văzut, m-am îmbrăcat și cu de floricele. Duminică sunt florile și de-aia... Sunt energizante de-astea enobotanice, se găsesc? Da, culme. Și ce-am putea să-i dăm să contrabalansăm efectul apă. Puțin? Da, bine, haide că-ți bea niște apă. Până bea Oana niște apă, ca să se mai dilueze puțin energizantul pe care l-a servit, vom începe cu o parte politică. Dar mie mi-e frică, stai aici, că mie mi-e frică.
Doamnelor și domnilor, să vă fie primăvara caldă și înfloritoare. Nu ca guvernarea obosită și ofilită. În prag de alegeri, în gașca portocalie, premierul Boc face ce nu face și apare la televizor. Prima dată, cocoțat în excavator. O să fie autostradă așa cum arată toate autostrăzile în lume, bine făcută, și am încredere că firma își va onora promisiunile pe care le-a făcut în fața noastră și va termina în termenul stabilit, adică august 2012, primul tronson, februarie 2013, cel de-al doilea tronson de Deva Orăștie. Mă copilaș, dă-te jos de la nenea din cabină! De fapt, omul potrivit la locul potrivit. Excavatorul nu e pentru construcții, ci pentru demolări. Până la urmă, moartea pasiunii economice ne lămurește Buștean cum e cu Butuci. Eu aș putea la fel de bine astăzi să fiu populist, să fiu demagog, să pun țara pe Butuci și să dăm o majorare cu 50% salariul profesorilor, care, repet, n-ar avea acoperire în economie. Ce să mai pui țara pe Butuci, mă, piazărea? Că motorul s-a gripat de mult. Cutia de viteze economice merge doar în marșarier. Portbagajul e plin de datorii externe, pe pasagerii ați pierdut din autostradă spre spațiul Schengen și, cei mai grav, vorba bancului, aveți un țăcănit la volan. Să șofați bine! Să trăiți, domnule, Dorel și Costel, suntem de la autostrada aia spre mare. Domnule, ce să zic, că e autostradă așa cu numele, fie vorba între noi, că drumul e cam bătătorit. Da. Deci tocmai șeful trăiască, deci tocmai cine atâta fără francezea, eu parlare cu ei și le-am zis, bonjour, je suis Dorel, je veux muncer și s'il vous plaît, monsieur. Și ei mi-a zis merde. Mi-a zis merde, ci că va to mama. Asta înseamnă că nu e de muncă, mămicule. Da. Auzit, nu vă supărați, nu l-ați văzut cumva pe aici pe domnul Boc? L-am văzut mult prea mult pe domnul Boc, să știi. Am vrea să nu mai vedem atât, dar de ce-l căutați pe domnul Boc? Păi a plecat Dacia de la noi de pe șantier și a plecat cu cheile de la excavator. Da, s-a dat mare puțin așa mai mult pentru presă și când i-a zis eu prima ta, acum ridici cu pata, i-a tocat în pușca, a fugit. Eu cred că am auzit undeva expresia asta, undeva în Bej la Cotroceni. Ia puțin, gata, a venit, l-am găsit. Da, unde puteai spăgile, gigele, dă-o acolo de ce s-a întâmplat, se le pusese pe frigider în salutări. Da. Deci le pusese pe frigider și n-ajungea la ele, dar a luat creșterea economică, s-a suit pe ea și a ajuns. Creștere, ce creștere economică, mă? Păi creșterea economică ca germanică, pe a noastră n-a găsit-o nicăieri. Hai bă, Valea, de aici ne vedem, dă și omajul nostru. Hai, la revedere! Un grup de constructori de la autostrada Soarelui, să știți. Dar colegul nostru, Cristi Hubaru, nu șomează. Săptămâna trecută, domnul Escu ne-a lămurit Buștean. Este foarte interesant pentru cei care își cumpără cartoane gratuite, taloane gratuite, de fapt cei care intră în joc practic exact. Acum. Mă scuz că intervin, dar primești taloane gratuite când cumperi cartoane, da? Nu cumperi taloane gratuite. Păi n-am zis că le cumperi? Da. E o total aberație că ai zis că să le cumperi, ce sunt gratuite. Am cumpărat și eu gratuit un stimulant pentru rotițele din capul lui. Am căutat în tot orașul să cumpăr cartoane gratuite, n-am găsit, ne-am zis. Vreau să spun că toată echipa Super Bingo acum mă susține și mințile sunt angrenate în acest proces să ne dăm seama ce preț punem pe cartoanele gratuite. E foarte greu să pui un preț pe cartoane gratuite. Știi ce mi s-a părut foarte mișto? Că tu nu te-ai prins la momentul respectiv. O dădeai înainte până s-a sesizat Popescu. A făcut cenzură, măi. Deci este așa. Cumpărați cartoane și primiți taloane gratuite. Nu, ai zis cumpărați cartoane gratuite. Așa trebuia să zic. Așa. Și am făcut un shortcut. Cumpărați cartoane gratuite. Uite, ca să funcționeze rotițele, Toni Cerebral, te rog frumos, din partea cronicii cotașilor. E pe bază de, din asta de... Zi, am uitat, cum îi zice, cumpără, lecitină. Am uitat, lecitină? Se cumpără gratuit din orice farmacie. Se cumpără gratuit, e bine, da. Ce preț are? Nu-ți mai spun. Spune-mi tu însă, sau mă rog, spune-le tu una de dulce echipei Cronicii Cârcotașilor și fanilor echipei Cronicii Cârcotașilor. De dulce? De dulce, da. Suntem cu ochii pe voi. Pentru Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Pa, pa! Pe voi, voi pe noi și tot așa. Nu știu dacă e cineva de la noi în echipă cu ochii pe emisiunea respectivă, dar o să ne interesăm, să știți. Mă rog, acum suntem cu ochii pe bebelușe care dansează. Yeah.
da, stai să mă recoresc un pic. Cred că it's not about the money. Lasă-mă, cred că a venit primăvara. Observ că bebelușele noastre au început să îmbăbocească ceva de speriat. Mișu, lasă bebelușele în pace, ecologistule. Lasă bebelușele, urmează Cherida. De la boboci de fată trecem la o floare de cactus ofilită. Circul național oferit de Cherida și Pepe este departe de a ajunge la final. La Trinoloveru continuă seria declarațiilor haioase. Acum, vă rog din suflet, când își pune silicoane, nu mă sunați ce părere am că și-a pus. Nu mai mamelesc eu, adică ce să mai... Apoi se apucă să arunce CD-uri cu Tudy prin coșurile din oraș, iar presa ia gunoiul și vi-l oferă dumneavoastră. Și ai un film cu ce? Film cu Tudy. Pe ăsta îl dau. Cui îl dai? Și ce faci? Cui îl dau? Am aici o poză. Uite. Astea sunt mai multe cu Tudy. Le arunc, fraților. Dacă le găsiți publicațiile, nu mă interesează. Păi da, tu aruncându-le, clar o să le găsească cineva. Nu mă interesează, mă, le-am primit. M-am uitat pe ele, discut despre ele și le arunc. Na. Da, le arunci de ce? Pentru că sunt doar cu Tudy? Că sunt neinteresante, scuze. În timpul ăsta, Cherida e din ce în ce mai emoționată și aglamată. Eu poate îmi recunosc niște vin și mi s-a spus astăzi așa, Oana, sufletul tău este foarte bun. Orgoliul nu este de la Dumnezeu. Orgoliul și mândria este din partea cealaltă. Bată-te vinilii să te bată că tare aglamată mai ești. Ca să aibă șanse să prezintă o emisiune la antenă, cei din conducere au cerut Oanei să-și mai spele puțin imaginea. Și iată acum pe prefăcută la spălat de imagine cu 2 kg de detergenți și 4 buchete de flori. Am cunoscut o persoană pe care o iubesc nespus de mult și care doar m-a luat de mână și m-a făcut să pot să văd lucrurile mult mai corect și mai clar. Mesajul pe care mi l-a transmis această persoană, care știu că în acest moment se uită la mine, la noi de fapt, a fost: Oana, vino către Dumnezeu și ascultă-L pe Dumnezeu și găsește în tine forța de a recunoaște dacă ai greșit sau dacă ai rănit anumite persoane și încearcă să te împaci în primul și în primul rând cu tine, pentru că împăcându-te cu tine vei ajunge în lumină. Vai, ce revelație spirituală de senzație! A treia de săptămâna asta. Cred că au crezut-o vreo 5 amărâți. Și pentru că tu mi-ai dat emisiunea peste cap, eu o să-ți dau viața peste cap. Și am adus-o pe mama ta aici, în aceeași încăpere. Deci, mama, te rog. Iată să că mă primul ierți, buchet, cu tot sufletul, primul buchet și-a găsit destinatarul. Câte suflet bun ai, că doar eu te-am crescut, mamă, doar la chiptul meu ai crescut. Dar devenisești, parcă erai posedată de diavol. Nimeni pe lumea asta mai mult decât o mamă nu-și iubește copilul. Ieri o înjura, azi îi dă flori. Mâine o înjură. Mamă, ce prefăcătorie de 2 lei. Nu mai plânge, Stoiane. Ne faci și pe noi să bocim și numai tu iei bani pentru asta. Dar opriți-vă puțin că sună cineva. Vrea să intre în direct. Mă gândesc numai la tine. Hai, baby. Trebuia să mă ajuți acum să facem împreună asta. Hai, mai stai mult acolo. Noroc că ai multe perechi de pantofiori. Hai, baby, hai. Nu poate încă, Tudy. Înainte să vină acasă, Cherida mai trebuie să arunce un buchet de flori. Să-și mai spele, din păcate. Acest buchet, Pepe, da, ca să, vreau să-i ofer să soțului meu încă, Pepe, pe care am să-l iubesc toată viața mea enorm. Și totuia vreau să-i spun că îmi pare incredibil de rău că am greșit, dar m-am îndrăgostit, poate. Capatosei! Tudy e emoționat până la lacrimi. Ia de puțin legătura. Hai, Oana. Hai, baby. Nu trebuia să fii la Capatos. Trebuia să fii aici, cu mine. Să înflăm roata asta. Și bâlciul continuă. Cuticuri nervoase, demne de vaccin Tudor, Cherida mai aruncă un buchet în ochii noștri. Al treilea buchet de flori pe care eu o să vreau să îl ofer este pentru trei persoane pe care eu nu le cunosc personal. Este vorba de familia lui Tim.
Hai, dragă, lasă vrăjeala, vezi mai bine că te sună Tudy. Hai, baby, dă-mi încolo de emisiune. Ajută-mă aici, ajută-mă să bat cu ele astea. Ce bine e să bascuie. Dar ce circotecă ieftină, dar ce porcărie televizată, ce lacrimi de crocodil scoate buzuca pe câteva sute de euroi. S-au fi stropit-o ceva în ochi. Ultimul buchet, dar nu vreau să fie considerat cel din urmă, este pentru familia lui Pepe, pentru părinții lui Pepe. Păi și celelalte 5.000 de buchete? Oamenii păcăliți, scârbiți, oameni oripilați care te văd la TV. Păi aia cine îi recompensează? Hai, fugi acasă la ăla mic și lasă-ne în pace. Ne apucă-le Hamita, nu alta. Oana, unuța, hai, baby, aici trebuia să fii tu, cu mine, să mă ajuți. Așteptăm cu real dezinteres în emisiunea lui Capatos alte împăcări de senzație, cum ar fi împăcarea Cheridei cu Pepe și a lui Pepe cu Tudy și au trăit fericiți până la primul filmuleț. Împăcarea dintre Virinel, Hormonica și cele două pupeze din jacuzzi. Împăcarea sfâșietoare și curioasă dintre Cătălin Botezatu, Bianca din Plastic și fotbalistul cu talentul mic. Împăcarea dintre jurnalista a lui Pește Porno și Liga lui Mitică, Divizia AB și Județeană. Și cea mai importantă, împăcarea dintre Vârciu, Adelina și Șerbănică. Lasă-mă pe mine! Bagă scenita! Capatos, ești gata? Da, doamnă Camelia. Hai, dai drumul. 3, 2, 1, acțiune! Bună seara, doamnelor și domnilor. Astăzi o avem invitată pe Cherida. Asta nu e o noutate. Toată lumea o are invitată. Dar ea vrea să facă ceva astăzi la noi. Ce anume, Oana? Mă, Capatos, mă. Aș vrea să fac și eu un catâr și să mă împac cu Pepe. Stop! Ce porcărie asta? Ce porcărie asta? Mai cu emoție, dragă Oana, că așa nu facem rating. Știu că-ți vine să-ți muși limba, dar asta e, da? Hai, reluăm de la Cherida. Acțiune! Dani! Aș vrea să mă împac. Stop! Ce-ai, dragă? Păi, doamne, nu vine să plâng, doamna Camelia. N-am cum, nu pot să plâng. Așa din senin, n-am. Păi zi așa, Nicu, ceapă. Acțiune! Dani! Aș vrea să mă împac cu mama! Ceapa mătite! Doamnelor și domnilor, dragă Oana! Băi, Stoiane, ce faci acolo? E, nu știu, bă, Dane, nu știu ce era acum că mă mănâncă. Cred că am luat ceva de la canapeaua asta, la câte parașute au stat pe ea. Și acum, dragă Cherida, ia-te-o pe mama ta! Stop! Băi, Capatos, asta-i prezentare? Uite aici cum se face! Andreea! Bună seara, dragii mei! Aici, la Stupize, Stupize, împlinim vise plăcute. Împăcăm oameni certați, aducem bucurie în suflete și creăm momente fericite. Mă rog, și câteva trei infarcturi pe aici pe acolo. Iată, draga mea, Oana, cine crezi că se află lângă noi chiar acum? Mama ta! Oana, fata mea! Stop, stop, stop! Păi ce facem, domnilor? Mulțumesc, Andreea. Băi, ăsta este doar modelul. Noi nu avem bani să o aducem pe Andreea la antene, că dacă aveam bani, nu aveam de-a face cu știfturi de prezentator, da? Hai, încă o dată cu Capatos. Acțiune! Dragă Oana, pentru că tu mi-ai dat emisiunea peste cap, eu o să-ți dau peste cap viața. Ți-am adus-o pe mama ta aici. Uite ce emoționată e mama ta, tremură toată. Nu, dragă, dar m-a ținut afară și mi-e frig. Extraordinar, mamă, iar te plângi. După ce că vreau să-ți fac un catâr și să mă împac cu tine, chitroasa naibii, faci și gâpă de-asupra. Corpie, ce ești, nu-ți dau niciun ban. Oana, Oana. Ia uite, băi, eram sigur că e vrăjeală, băi, frate. Până și florile astea de la cimitir. Panorama, ce ești? Stop, vă rog, stop, stop, stop. Extraordinar, ce să spun? A venit și la tine o plovăr ăsta de Pepe. Și mi-e
Stop, nu te lua de pepe, că dacă îți dau două palme, îți zboară tatuajele alea, Oana. Ia s-o fă și pe asta. Hai, vino, Mărioara, în față. Vino, vino. Stop, vă spun lui tata. Tata Felix. Stop, stop. Auzi, tu nu crezi că a fost totuși o împăcare pe bune? Oana, își schimbă lupul năravul și începe să latre dând din coadă? Nu știu, am văzut niște cazuri inverse. De exemplu, niște câini vagabonzi care au început să urle ca lupii lângă primăria capitalei. Era un protest, să știi. Cer scări să urce pe autostrada suspendată. Deci e clar că împăcarea a fost o făcătură. De la făcătură trecem la altă murătură. Nu e murătură, e alt cuvânt. Cine cel mai cuceritor, cel mai fermecător și cel mai oacheș primar pe persoană fizică din Românica? E cum cine? Don Juan de Ferentari! Olei! Ce vreți să-mi stricați acum ziua cu problemele astea? Numai, când mă vedeți, am fost atent la asta. Dacă vreți, spune, dați-mi adresa și vin seara noastră. Dar, pe cuvânt, băi, puneți întrebări cu... Băi, Casanova care ești, ești atât de irezistibil încât biata fată nu te poate refuza. Tremură toată de emoție în fața ta. Ce vreți să-mi stricați acum ziua cu problemele astea? Numai, când mă vedeți, am fost atent la asta. Dacă vreți, spune, dați-mi adresa și vin seara noastră. Dar, pe cuvânt, băi, puneți întrebări cu... Fie-ți milă de ea, chipeșule și frumosule! Lasă-ți farmecele deoparte, care le ai! Mai bine cearcă la o doamnă Nuții, că tot vrea să te lase fără cașcaval la primărie. Banii trebuie împărțiți pe proiecte și după nevoi, nu după cum sectoarele au sau nu pe teritoriul lor oameni mai bogați sau oameni mai puțin bogați. Vorbim și de pasajul Basarab, vorbim și de toate penetrările care se fac din linia de centură în capitală. De la penetrările ministeriale, alergăm spre înălțimea sa, Emic Boc. Urmăriți în exclusivitate imagini de la prima conferință de presă în fugă din lume. Ce concluzii ați tras după consultarea aceasta? De unde s-au zis la senat? Vă mulțumesc foarte mult și vă spun mai mult după o declarare în acest moment când avem concluziile, vi le precizăm. Și-a făcut sport la viața mea. Cum adică unde aleargă? Minibus a scăpat de curând de criză și acum fuge să nu-l prindă din urmă. Ei, ce întrebare prostească, auzi? Faceți condiție fizică și e bine, asta mă bucură și pentru voi, mă bucur. V-am spus, concluziile se fac după ce întâlnirile vor fi. Ați spus la mulți ani, a fost și o petrecere acolo? Lasă-mă în pace, lasă-i în pace. Și dacă tot am pomenit de criză, iată-l pe Valium Tudor în acțiune. Vadim versus judecătorii. Tu te de aici, imbecilo, mă ajut ce rușine! Uite ce fac eu cu actele tale! Infractoară! Marș afară de aici! Ce se întâmplă, oameni buni? Nebunii nu mai au provizii de compot? Au rămas farmaciile fără medicamente, spitalele fără serin și asistentele fără trăsuri? Nu se poate așa ceva! Fără mișcări bruște, să nu-l provocăm pe tribun. Încet, da. Încet, am terminat prima parte a emisiunii. Să nu-l provocăm. Dar ce faci acolo, Mișu? Am să caut niște... Ce cauți? Niște... Medicamente! Urmează la cronică. Ne cântă de mai bine ar tăcea. The is coming, the Mr. Marian. Una mai grasă, una mai slabă. Una mai înaltă, una mai mică. Iarăși două grase, iarăși una slabă. Vedem dacă s-au mai deșteptat tembelizăniștii. Prințul William și Kate chiar a început să degradeze relația foarte mult. Sunt convinsă că CV, în CV-ul tău Kate Winslet. Știi ce e la un CV? Ce? Curriculum vitae. Și de cât prea multe, mai bine deloc. Astfel vom făuri împreună cu partidul nostru dezideratul suprem al societății noastre. Omul nou, sănătos, tun. Ești bă neșamă, am ce-ați bătă, ați colcat iapă, neșamă, am
noastre într-o mare formă, wow, ușor violet în forma, dar perfectă de altfel. Să semnalăm și prezența în studio a prietenilor noștri de pe Facebook, dacă se poate. Mulțumim. Și mai trebuie să zic eu ceva, că la sfârșitul emisiunii astăzi facem extragerea, minunata extragere. Am care... scris, dacă vrei să citești de aici, citește aici, dacă... și mai târziu facem extragerea excursiei. Destinația este Istanbul. Trimiteți în continuare bâlbe și săptămâna viitoare venim cu o altă destinație. Foarte bine, Oana, foarte bine. Și acum trecem mai departe. Poți să citești și mai rar. Nu. Vrei? Mai târziu. Poate să se și oprească, să știți, ca să privim emisiunea. Revenim cu delicioase chifteluțe din sport trimise de voi la cronica@primatv.ro sau pe www.cărcotașii.ro. La sport.ro a cedat tehnica. Îi veneam până pe aici? Încă un dezastru la națională. România lui Răzvan Ucescu nici n-a ajuns la jumătatea preliminarilor. Cacaia tehnica, dar și când sculele funcționează, tot nu prea înțelegem nimic. Chivu a făcut o lată în derbiul Italiei Milan-Roșu. A luat roșu, Milan-Inter a luat roșu, iar colegii săi au fost umiliți de liderul din Serie A. O fi fost meciul Milan cu roșu, o fi fost Milan-Chivu, o fi luat Inter cartonașul roșu, nu mai aș știe. Chivu a făcut o lată în derbiul Italiei Milan-Roșu. A luat roșu, Milan-Inter a luat roșu, iar colegii săi au fost umiliți de liderul din Serie A. Și iată acum o transmisie foarte reușită de la Barcelona. Dar la prima vedere, sigur, e un duel între David și Goliat, dar știți că în fotbal se pot întâmpla multe. Iată, am fost și eu dat în direct. Nu face nimic. Vom avea un studio imediat. Hai mă, neafurdui, că fac mișto aia care se ocupă de udatul gazonului de tine. Știți că în fotbal se pot întâmpla multe. Iată, am fost și eu dat în direct. Nu face nimic. Las că o băiță mică înainte de meci nu strică. Dar nici în timpul meciului lucrurile nu au stat prea bine. Sunt rupte liniile șachiorului. Acum se recuperează ucrainienii. Și încheiem acum cu cel mai iubăreț antrenor de fotbal din Liga lui Milițică, Marius Șumudică. Nu putem rămâne decât cu imaginea asta Șumudică cu Teo Grăcinescu. Nu era Valentine's Day, nu era Dragobete, ci doar Șumi într-o secvență de dragoste neîmpărtășită și cam silită față de Teo Crăciunescu. Love it in the air! Două etape suspendare, am înțeles că a fost sancționat. Nu știu dacă va fi același antrenor, dacă își va cenzura total aceste manifestări. De fapt... Ce se iubesc oamenii la serviciu? Aceasta este... De fapt, aceasta este adevărata iubire între oamenii de fotbal. La televizor se înjură și în spate se pupă. Vezi că expresia se pupă în spate are mai multe înțelesuri. Păi dacă stau să mă gândesc, toți suporterii dezamăgiți de Liga lui Milițica ar vrea să fie pupați în spate, practic. Mișu, ce vrei să spui cu chestia asta? În spatele ecranelor, dragă Oana, să știi, la asta mă refer. În față nu mai e joc și voie bună. În fața ecranelor e deja... Hai că și în spatele ecranelor e voie bună. Nu, cum vine? Ce faci, mă, Oana, tu când alăptezi bei? A dat strechea în vedetuțele autohtone care s-au apucat de cântat și dănțuit. Haideți, doamna Ratatu, că se putea mult mai prost. V-ați putea angaja oricând într-o bodegă din Mangalia unde vin turiștii vara. Așa, să le stea friptura în gât. Mai trebuie plin. Lucrurile se înrăutățesc la Adriana Maimuțean. Maimuțeancă, o să nu încerci asta cu prigoana acasă, că el nu știe multe. Și uite, acuși scoate pliciul. Hai,
bine că emisiunea se cheamă Odată în viață, că dacă trebuia să mai auzim chestia asta și a doua oară, nu știm ce făceam. În cele din urmă, vă invităm la dans! Mirciulica a învățat mișcări noi de dans. Stil, eleganță, coreografie, totul e perfect. Numai melodia e puțin greșită, dar am găsit-o noi pe cea bună. O cunoașteți pe Proscuța Oac, cea mai bună cântăreață lac. Cântă-n orice ton, tatuac, tatuac, fără microfon, tatuac, tatuac. Când e un concert în Stufăriș, ea e scrisă prima pe afiș. Are mari succese pe lac și e imprimată și pe discuri. Dacă Mirciulică, la pregătirea, vârsta și experiența lui, s-a apucat să danseze ca Broscuța Oac, mă întreb ce ar putea să facă alți prezentatori de televiziune. Păi ar putea să se lase, să-și găsească niște meserii adevărate, serioase. Și asta, sau pentru a deveni simpatici, de exemplu, cei trei jurați de la Românii Au Talent ar putea să cânte, să danseze și să facă glume. Dar asta fac. Da, dar să-și inverseze talentele. Sau Dan Negru să schimbe locul cu Tibanu, de exemplu. Dar o să sperie peștii până la ei. Iar Tibanu să adoarmă telespectatorii. Mihaela Rădulescu ar putea să facă surprize, surprize. Și Andreea Marin, duminica în familie? Nu, ea face toată săptămâna în familie, nu mai are voie de la fane. Și nenea Haiman ce o să facă? Haiman? Care e Haiman? Orice ar face, face degeaba. Oricum vorbeam de prezentatori. Hai să trecem la un primar care și ia zborul. Marean. În sfârșit. Deci Marean care este și-a luat inima în dinți și delegația de americani și s-a suit în elicopter, mău. Sanțitar cu elicopterul? A fost momente tari, nu senzații tari, a fost momente... Din aer, Marean a avut așa o serie de revelații pe persoană fizică. Arată orașul de sus, domnul Vanghel. Deci asta discutam și cu colegii mei. Arată exact cum am vrut noi ca bucureșteni să arate. După 20 de ani ne-am trezit că construcțiile sunt una mai grasă, una mai slabă, una mai înaltă, una mai mică. Iarăși două grase, iarăși una slabă. Și dacă vă uitați de sus, este un circ. Așadar, clădirile din Bucureștiul lui Marean sunt de mai multe feluri. Slabe, alea pentru care n-a primit comisionul, grase, alea cu 10% comision și obeze, Casa Poporului. Construcțiile sunt una mai grasă, una mai slabă, una mai înaltă, una mai mică. Iarăși două grase, iarăși una slabă. Dirți american, in the left is Ferentari, in the right is Rahova. Acum, eu nu înțeleg ce caută în mijlocul Bucureștiului clădirea imensă, House of People. Cred că mai trebuie făcute 5-6 la fel în jurul ei și umplute toate cu economate. Părerea mea. Bun, noi știm. Acum, eu cu experiența pe care o am, eu vreau să vă vorbesc despre mine, vreau să vă spun un singur lucru. Duceți-vă și identificați, sunt de 10 ani. Dacă vroiam, făceam și eu din Cotroceni exact ce s-a întâmplat în primăveri, să știți. Dar n-am vrut. Că n-am vrut. Și cine e dânsul? Nu știu. Bună ziua, să trăiți, deci sunt pilotul de elicopter Tom Cruise. Bine, numele meu e Cucuruz, dar am zis să-l mai scurtez. Așa, domnule, sunt prăbușit de supărare. Dar ce ați pățit, domnule? Păi ce am pățit? Mi-a dispărut elicopterul, domnule, la aterizare. Eu așa ceva n-am mai văzut. O clipă m-am întors, așa, și cât ai zice primărie, mi-a dispărut aparatul. Ca să nu mai zic că am avut necazuri și la zbor, domnule. S-a tras în mine. Mai să fie. Pă bune, deci... Bă, dar tu știi cine a tras? Păi, nu știu. Noi am tras, mâncați șelicea ta! Dar știi cine suntem noi? Da, suntem rebelii, pro-Marean, din orașul civilizat și liber, Ferentari. Acum ne scuzați, domnul Chilot, trăițar elasticul tău, dar noi am crezut că e elicopterul de la poliție, că de-aia am scos antiaereana. Am tras, pac, 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 pac. Și noroc că nu m-ați nimerit. Ala, mă, nimerim cu greu, puțătul, domnul. Noroc că ne-a sunat șeful nostru, Marean, pe mobilele alea care ni le-a dat la alegeri. Da, și ne-a zis să nu mai tragem pe persoana lui fizică, că nu mai pupăm noi blocuri vopsite, ne-am de ne. Și dacă îl vedeți, să-i spuneți că e niște clădiri, unele mai slabe, altele mai grase, că pentru că și deoarece ăla mai grase, noi n-am ajuns în ele încă după fer vechi. Apropo, domnul, dacă vrei caricopterul lui Matale, să știi că l-a dus șeful la programul Rabla. Nu-i vina mea, la Rabla, vii și ce fac acum? E Matale,
un voucher de ăla, știi, de avion supersonic, căci că ăla merge mai cu viteză decât ai spune. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim. Hai, luați-vă zborul. Țigănească, hai să trecem la o mișcare coreografică, că stai, nu se stai, mai să, poate. Stai, să-mi piară gustul ăsta amar. Să-mi piară gustul amar. Bebelușelor, extraordinare ca de obicei și de primăvară. Și Șerbănică este acolo, ne susține. Sigur că da, și în regie, și în platou. Am înțeles că în emisiunea viitoare o să fie și lângă jukebox să cânte ceva cu ei. Nu? Șerbănică, te duci? Un rock, nu? Am auzit că pe Facebook mai avem puțin și ne apropiem de suma de fani. De 200 de mii. Suma totală, fără rest, nu, dacă e jumătate de fan. A început reforma în sănătate, uitați. Pe 1 aprilie au fost desființate multe spitale din Românica și nu este păcăleală. De ce plângeți? 10 euro fericire, nu mai avem servici la 55 de ani. De 21 de ani lucrez aici, te-am îmbolnăvit de aromatiză toate nevărucile. Bă, da seama că nu te mai angajează nimeni acum. Am nevasta bolnavă de diabet. Face insulină de 4 ori pe zi. Și unde o duc? Nu am mașină, nu am nimic. Au apărut și primele versuri care ridică în slavă guvernul Boc și măsurile înțelepte din sănătate. Viitor de aur țara noastră are și prevăd prin secoli a ei înălțare, direct în cimitire, căci nu mai sunt spitale. Am făcut muncă voluntară și nu am făcut spitalul. De ce să ne liază? Să închidă ce au făcut ei, domnule, nu ce-au făcut noi. Unde o să mergem? La cimitire o să mergem. Că n-avem unde să mergem. N-avem, până la Făgăraș. Așa am auzit, că la Făgăraș, la 60 km. Unde mergem? N-avem bani să mergem la Brașov. Să vrea să spitalul nostru aici. Suntem în măsură să vă dezvăluim următoarele măsuri luate de ministrul Ceche pentru reforma în sănătate. După desființarea spitalelor, vor fi evacuate și maternitățile. Conform guvernului Boc, vor avea dreptul să facă copii numai femeile din orașele mari. Dacă totuși vor copii și cei din orașele mici, guvernul va săpa niște șanțuri special sanitare pentru femeile care nasc. Desființarea cabinetelor dentare. Dinții se repară numai în municipii. Oricum, sătenilor săraci nu le trebuie dinți, dacă n-au ce mânca. Institut medico-legal va fi doar în București. Pentru autopsie din provincie, corpurile se trimit prin poștă, tur. Și în fine, spitalele de nebuni se desființează în localități sub 1 milion de nebuni. În alte localități ele vor funcționa ca și până acum în filialele PRM. Că se iau cele mai bune măsuri pentru populație ne arată și următorul film preluat direct de la Ministerul Sănătății. Stimați telespectatori, bună seara! La inițiativa tovarășului Emil Boc, membrii supleanți ai Guvernului și ai CCE al PDL au votat în unanimitate declanșarea reformei în sănătate și ridicarea societății capitaliste multilateral dezvoltate pe cele mai înalte culmi de corupție și incompetență. Oamenii muncii de la orașe și sate au salutat cu urale inițiativa ministrului român de origine maghiară, Ceche Otilo, de a desființa spitalele, a evacua bolnavii închipuiți și medicii care nu și-au făcut planul. Așa zis și bolnavi, neîncadrați în câmpul muncii, afișând ostentativ o suferință închipuită, au fost convinși de bunăvoie de către muncitorii entuziaști ai PDL să părăsească spitalele într-o a doua reușită colectivizare. Economiile la bugetul de stat au fost cu atât mai mari, cu cât producția agricolă la hectar se va tripla datorită noului îngrășământ organic, creația tovarășului academician doctor inginer Elena Udrea.
Unitățile sanitare desființate de partidul nostru, în frunte cu conducătorul suprem, tovarășul Traian Băsescu, vor fi transformate în moderne centre de cultură de masă, cantine sociale, cămine de bătrâni și centre de recreere pentru oamenii muncii de la orașe și sate. Au existat, tovarăși, și provocări ale agenților imperialiști deghizați în bolnavi pe moarte, dar cu ajutorul securității statului, SRI, aceștia au fost demascați și trimiși la munca de jos. Prin declanșarea reformei în sănătate sub directa îndrumare a tovarășului ministru român de origine maghiară, Ceche Otilo, bolnavii vor avea condiții mult mai bune de vindecare și transplant cu ajutorul medicamentelor de producție românească și a personalului specializat din România. Astfel vom făuri împreună cu partidul nostru dezideratul suprem al societății noastre, omul nou, sănătos, tun. Trăiască partidul antisocial demolat! Mulțumim foarte mult, să știți că nu e nimic de aplaudat în toată treaba asta. Aș vrea să le oferim în spiritul materialului anterior de pe ocazii.ro, un site care nu exista pe vremea aia, dar iată că acum există și avem aici un almanac Scânteia, almanacul Scânteia 1984. E un cadou plăcut guvernului. Mă mir că Ministerul Sănătății, vreau să vă spun în continuare, nu s-a gândit, oameni buni, la o colaborare cu CFR pentru a trimite bolnavii de la sate în spitalele din orașe. Cu vagoane de marfă, bineînțeles. Asta nu seamănă cu... Vas? Nine. Păi la ce politică demografică promovează guvernanții actuali, CSAT ar trebui să se pregătească după alegeri de un Nürnberg. Nu pe toți, nu. Pe unii să-i lase la poarta spitalelor închise, de la filme de război, să le lăsăm încolo, să trecem acum la știri de dragoste. Continuăm cu o știre de ultimă oră, marca Focus. Prințul William și Kate Winslet se căsătoresc mâine. Deci, ținem să vă spunem că știrea este perfect adevărată. Doar două mici modificări. Nu era prințul William, ci Leonardo DiCaprio și nu s-a căsătorit cu Kate Winslet, ci doar a agățat-o pe vapor. Prințul William și Kate Winslet se căsătoresc mâine. Așteptăm continuarea știrii cu nunta la care a cântat Celine Dion. Și pentru că tot vorbim de nunți, primul bulgăre de huil al țării, Miron Cosma, a scos de la naftalină o casetă. Avem mentalități diferite, avem educații diferite, avem principii diferite. Am încercat primul an cât de cât am reușit, deși au fost și atunci câteva miscânte între noi, dar în al doilea an chiar a început să degradeze relația foarte mult. Da, unde te grăbești așa la măritici, domnișoară? Că Miron mai face 10 nunți în următorii ani. Apuși tu să-l vezi generică. Revenim la noi în curte, la emisiunea cu fete frumoase și cam de la țară. Sunt convinsă că CV, în CV-ul tău, știi ce e la un CV? Ce? Ce e un CV? Cine știe, cine știe de CV? Vino coace, vino coace. Treci, fă-o de râs. Zice CV. Ceva despre tine, un... A? Curriculum vitae. Bravo! Dragă Dana Săbuică, dar ești ceva... De unde se știe fetele ce e la un CV? Sunt convinsă că CV, în CV-ul tău, știi ce e la un CV? Ce? Ce e un CV? Cine știe, cine știe de CV? Vino coace, vino coace. Treci, fă-o de râs. Zice CV. Ceva despre tine, un... A? Curriculum vitae. Bravo! Păi răspunde și tu la următoarea întrebare. Ce înseamnă barabule și răcituri? Sunt de mâncare, spunem noi. Cea mai tare perla zilei vine de la Oana Turcu, soția lui Brancu și una dintre cele 10 telespectatoare ale sale. Ea se încăpățânează să apară cu orice chip la TV. Dulcele a fost răcoritor, pentru că a fost ținut la frigider. A avut o cremă foarte fresh și proaspătă. A fost așa ca un fel de pansament pentru stomac. Pare puțin ciudat un desert să fie pansament, dar într-adevăr așa ne-a curățat efectiv traheele și a funcționat foarte bine. A fost chiar foarte bun. Așadar, mâncărica-i curăță Oanei traheea. Doamne ferește, Oana, că turcu mai ești! Traheea leagă laringele de bronhii și ar fi de rang
deranj mare de tot dacă pe acolo ar circula altceva decât aer. A fost așa ca un fel de pansament pentru stomac. Pare puțin ciudat un desert să fie pansament, dar într-adevăr așa ne-a curățat efectiv traheele și a funcționat foarte bine. A fost chiar foarte bun. Da, foarte bun a fost pansament. Mă doare puțin meniscul, nu știu, am o gen aici la menisc, rău de tot, aoleo, ei, să mai întâmplă, ce să-i faci? Naștere ușoară. Da, da, naștere ușoară, dragă Oana, că am înțeles că ai un copil în stomac, cred, nu? Sau... Copil avea? Copil, păi dacă are pe trahee, așa, și copilul tot în stomac. Mă, dar ce legături? Revenim. Urmează la cronică. Dacă atât poate ea... Eu sunt decât o... Poate el e altfel? Consilierii au zis să facem o reclamă aioasă. Mi s-a stricat cumva freza? Atunci măcar ei. Hai, la happy hour. Am început efectiv să plâng, deci... Dar mă, cu cealele desfăcute să arunc și eu ceva la coș. Nu poate să reiese dacă... Avem lacrimi de crocodil. Adică că era o hârtie stylistă, nu era nimic tare. Sunt convinsă... Rămâneți pe prima! În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor! Din această seară ne-a încântat cu o piesă minunată. Ce-a fost asta? A fost o minunăție. Trupa de minunați au cântat o minunăție. Bravo. Minunata noastră colegă Oana. Ce? Minunează-ne cu ceva, cu ce? O prezentare minunată. De cine să nu mai mă leg, să mă cer cu cineva? Prezintă cine se află în tribunele noastre. 1, 2, 3, Maria, Elena, George. Au venit toți de la Facebook. Nu le știu numele la toți, dar știu că sunt fanii noștri de pe Facebook. Asta. Vreau să zic că mi-am făcut și eu pagina aceea cu like, m-am săptat foarte mulți like prieteni. Rândul 1, like și... rândul 2, like rândul 3, like 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și don't like ce urmează acum ce materialul. Urmează? Bine v-am regăsit la Cronicuță. Avem bâlbe, dude și tâmpenii cât casa de la tembeliziuni. Mulțumim pentru semnalizările făcute la cârcotașii.ro sau la cronica@primatv.ro. Din ce în ce mai XXX asistentele de la emisiunile matinale. La OTV se plimbă în fiecare zi prin platou una bucată de mobilă blondă și una bucată ficus brunet. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ne-am elicat, se pare că e blondă? Ați văzut? Da, am văzut! De la ficusul brunet trecem la mobila blondă. Vă e frică să ieșiți din casă? Nu e, e greu. Bă, e viața complicată, să respecte. Ia desfă cuciorile. Dă-mă cuciorile desfăcute să arunc și eu ceva la coș. Adică că era o hârtie stylistă, nu era nimic tare. Mă, Claudiule, tu chiar crezi că s-a prins? Păi poți să repezi gluma asta până dimineața, tot degeaba. Vă e frică să ieșiți din casă? Nu e, e greu. Bă, e viața complicată, să respecte. Ia desfă cuciorile. Dă-mă cuciorile desfăcute să arunc și eu ceva la coș. Adică că era o hârtie stylistă, nu era nimic tare. Dar băiatul nu se lasă cu una cu două. Mai încearcă o dată. S-au bătut pentru o programare la solar. Păi da, că i-aș făcut o programare și a venit că vrea să intre. A, și? Păi dacă avea programare femeie? Păi nu avea, că nu făcuse prin mine. Dar ce-a spus? Da, se programează mulți prin tine? Păi a trebuit să sune să facă programare, mai ales că erau plin. E aglomerat, are? Prin tine? Noi zicem că trebuie să fii disperat rău să-ți faci programarea la doamna. Dar, în fine. Se programează mulți prin tine? Păi a trebuit să sune să facă programare, mai ales că erau clienți. E aglomerat, are? Prin tine? Și matinalul antenei are o asistentă care, după numai câteva săptămâni la televizor, a început să vorbească liber. În sensul giratorului din Galați, 15 grade.
puberul mai ușor că îmi sar sânii din sutien. Da, puberul ăsta mare nebun mai e. El sare ca să zguduie podeaua, podeaua îi mișcă bluza și sânii ies pe afară. Bă, nene, dar ce-ai gândit-o? Mergem în intersecția din Suceava. Nu mai îmi face în sân, măi, opticosule. Ce a zis? Nu mai îmi face în sân? În sân? În sân, în sân, în sân. Am înțeles. În sensul giratorului din galax 15 grade, puberul mai ușor că îmi sar sânii din sutien. Dar acum, ce-ți vrea? Să-i sară neuronii din creier sau cum? Vai, în ce hal au ajuns televiziunile, Mișu? Da, televiziunile s-au înmulțit, dar coeficientul de inteligență a rămas constant. Eu să știi că la televiziunile de afară n-am văzut așa ceva, chiar la mai rău am văzut. La televiziunile de afară n-ai văzut nici telespectatori ca în România. Bine, mai sunt și excepții, de exemplu ai noștri. Ai noștri sunt treji, dar ai lor sunt niște adormiți. Da, pe ai noștri o să-i trezească acum bebelușele. Zice așa direct cum pe jlău. Cum ai spus? Ce, când, cu craci. N-am voie, hai că asta n-ai nicio înjurătură. Picioare, adică un final. Noi aici abordăm un limbaj ceva puțin. Și cum îi zice tu ăla acest final? Nici n-aș comenta așa ceva, să știi. E, lasă că o să comentez eu. N-aș putea să comentez în halul acesta cum faci tu. E, dacă nu comentez, poate te trimit puțin la Istanbul ca să o să comentez singură emisiunea viitoare. La sfârșitul emisiunii facem și o extragere, îi trimitem pe toți fanii noștri de pe Facebook, de pe Cronică, Cârcotașii care ne-au trimis în fiecare săptămână bulbe și și ce n-au mai bulbe în general. Bravo, ne-au trimis. Bravo. Noi îi răsplătim cu o excursie la Istanbul. Bravo, apropo de Istanbul, avem o colegă la promovare pe Facebook, a intrat ea și a spus acolo, a vrut să promoveze puțin acest concurs. Ea se numește Iulia, a spus să nu-i spun numele, nu-i spun numele, doar prenumele. Și Iulia a scris acolo capitala Turciei, Istanbul. Vă rog să o scuzați, pentru că a apărut deja la Trebuia Cronica. Trebuia să-i mai zici numele. Iată-l acum pe Sorin Ovidiu Bălan, care pe vremuri tuna și fulgera microfon de-i tremura membrana și ne umplea de precipitații ecranul. Acum de când își face veacul pe la OTV. Lui Sorinel și se face somn seara. Și adorme platoaș. Ar fi trebuit să încerc să sunăm. Nu, dați-ne numărul de telefon și o să încercăm să sunăm noi. Cred că și noi dăm numele, nu. Dar sincer să fiu, nu cred că ar accepta să intre în direct. Sincer să fiu și sunt sigur de chestia asta. Băi, nenică, dar cele mai dori. Nimic nu te clintește nici pe tine, nici pe regizorul de emisie care a tras și el pe dreapta. Eu nu mă refer, vorbind cu dumneavoastră acum. Și vorbesc cu domnișoara. De ce mi-ați răspunde dumneavoastră? De ce mi-ați răspunde? Exact așa am făcut în același lucru. Tu bată-te norocul, ce poftă de somnic ne faci. Norocul m-a tracut ca următoare, care îi mai trezește puțin pe toți. Că exista riscul să adormă și domnul Dan în direct și senzațional. Păi ce să-mi faceți voi mie, bă? Sunt nebunit? Încă nu cred că se cunoaște cu Damascus. Îi bagă pe fiecare. Îmi spune asta mie de 14 ani. Păi eu la 14 ani eram la școală. Ce dracu? Calmați-vă, bine, băi, pe ce? Dacă mai băgați pe vreunul din asta, ieși afară. Nu, domnișoara Laura, haideți, vă rog eu mult. Haideți, doamne, domnișoara. Ce-i ăsta? Stai jos, vă rog eu mult. Haideți, lasă-mă. Dar calmați-vă, nu-mi faceți nimic. Nebunule! Dar ce pornită ești? Cine te-a fi enervat așa rău? Ia-o încet că faci apoplexie. Doamna Laura! Băi, nene, mă lași în pace, ce dracu v-ați unit împotriva mea? Haide să ne întâlnim! Haide să ne întâlnim dacă sunteți tari în gură și mă cunoașteți pe mine. Haideți în față că eu sunt decât o femeie, cum se zice în limbajul vostru. Nu! O femeie! Înțelegi? Eu sunt decât o de... Dar ce credeți că am scăpat de ea? V-ați înșelat. Ființa suavă se întoarce în platou și dă-i și fulgeră în continuare. Dar nu vorbiți, auzi, nu auzi, zdreanță de...
Mai vorbiți așa, vă rog eu. Gata, gata, gata. Ce ai cu tine? Da, Dumnezeului afară, că mi-e doar. Gata, microfonul. Gata. S-a oprit microfon. Bă, s-a oprit microfon. Să faceți de râs cu ea, domnul, da. Da, doamnă, așa e, da. No, eu bine că am scăpat de ea. Da, vorbiți frumos. Nu încetez să mă mai mir. Și eu nu încetez să mai beau, pam, pam. Bună seara, domnul Șerban, te pupă cu hâie. Ai văzut ce vreme e afară? Oh, e superb, așa cum îți place ție, numai bună, de schi. Sunt bebelușa Oana, nu sunt Șerban. Când o să înțelegi odată? Da, ai dreptate. Dacă te-ai născut în ianuarie, asta înseamnă că ai vreo 3 luni și un pic, ești bebeluș. Hai. Da, m-am născut de 2 ori. Ah, aplauze, uite-l și pe ăla micu, cum îi zice, că te-am văzut la televizor, erai mare bătăuș, ai jucat într-un film. În Rambo. Nu, în Singura Acasă. Deci, ce se întâmplă? Vă aștept la mine pe site. Așa. www.gogrie.ro. Iarăși face reclamă la site. Așa, dar am o rugăminte, decât să-mi dați un like, mai bine îmi dați ceva de băut. Vă pupă, Gogrie! Hai, ca să stingă cu... Apropo de publicitate. Ce? Iată câteva spoturi care m-au marcat în ultimul timp. Hai să vorbim, doamnelor și domnilor, despre reclame. Reclamele sunt chestiile alea enervante care apar la televizor în miezul acțiunii filmelor sau după 2-3 cuvinte la Românii Au Talent. Se spune că reclama e sufletul comerțului, dar uneori ni se rupe sufletul când vedem la câtă neatenție duce bankingul pe ascuns. Creditul s-a aprobat. Da? Așa rapid? O, da! Cu cine faceți banking? Oricum, întrebarea e ușor inutilă, deoarece doamna e clar că face banking cu același bărbat. Dar cum sună spotul respectiv în viața mondenă a românului? Ah! Tudi! Tudi! Ascultă-te, repede! Ascultă-te! Da! Hai, spune cine cine te iubește mai mult decât mine? Nimeni, dragă, cine? Nu mai crede și tu toate zvonurile astea din oraș. Dragă Oana, am fost la bancă și am obținut creditul acela imobiliar pe care vreau să ți-l dau să-ți construiești un cavou frumos la tine la serviciu. Și pentru asta cred că merit un premiu, nu? Nu te supăra, cu cine faci banking? Că eu îmi fac singur banking. Uite, priviți caseta. Nu-ți mai face singur banking precum Tudi. Ca să mai cunoști lume, fă banking și cu altcineva. În ultimul timp, pe banii Ministerului Turismului, adică ai noștri, au apărut o serie de spoturi de promovare menite să convingă turistul străin să-și rupă mașina în grădinile carpatice, să îndure mârlănia personalului din turism și să rămână, dacă nu cu amintiri frumoase de la noi, atunci măcar cu o hepatită. Oare n-ar fi mai bine ca bugetul aruncat pe frunze turistice verzi pe pereți să fie alocat obiectivelor aflate într-o stare de mizerie jenantă? Căci adevărata explorare a României arată cam așa. Explore the Carpathian garbage. Not. Și vă mai chinuim cu o singură reprezentație jalnică a marelui, deosebitului, conferențiarului, prietenul Mircea Badea. Prietenul lui Felix Turnătorul, bineînțeles. Consilierii au zis să facem o reclamă aioasă. O, Doamne, iată că Mirciulică are acum și echipamentul de protecție necesar meseriei pe care o practică. Dorel de presă. Dorelei, ne frezăm și noi mai cu talent? Consilierii ne-au cerut să facem o reclamă haioasă. Mi s-a stricat cumva freza? Specialiștii în karate ne-au spus să facem o figură serioasă. Mi s-a stricat cumva freza? Pentru șeful contează ce spun clienții. Și șeful a lucrat la siguranță. Nu ți s-a stricat freza. Pe bune? Frezania, numărul 1 în echipamente de interceptare, informare, securizare.
succes, au fost câteva reclame. Astea sunt foarte bune, într-adevăr. Nu-i așa? Asta m-aș uita. Astea ultimele. Stați că avem ceva. Alin, dacă poți să vii să arătăm. Am o mică filmare. Altă de reclamă sau ce? Nu este o reclamă. Este o mică filmare. Am fost în weekend la echitație și vreau să văd să vă prezint un filmuleț de pe 220.ro. M-am filmat asta aici. Asta sunt eu. Sunt la început, mă rog. Da? Și vreau să vă arăt ce am reușit să fac. Ce ai făcut? Uitați-vă, asta am făcut în weekend. Vă place? Vă mulțumesc! Voi să fie, plecați măi de aici, de la aceea. Stă și bine freza, apropo, Frezania, de matrimi. De la Frezania, să știți. Am glumit, nu eram eu. Cum? Deja v-ați dat seama? Mă rog. Urmează momentul cu Hrubaru. M-a rugat să spun ceva și despre Rock FM. Și că... Ce să spui? Își caută, nu, și-a luat apartament și că... ceva, hai, nu mai faci atâta reclamă. Și... să vină singur și să vorbească. Cristian Hrubaru de la Rock FM. Simona Gherle ne încântă în fiecare săptămână. De ce ar fi făcut excepție săptămâna trecută? Momentul de maximă intensitate al emisiunii, când vom afla cine câștigă trofeul acces la direct, acces la... Vizita mea a fost una cu surprize. Am făcut un obicei din a veni la tine în fiecare an, așa că deja se creează o relație. Și te-am primit și eu în casă nouă. Băi, foarte frumos, uite. Aplauze pentru Simona Gherghe, vă rog frumos. Stai puțin. Wow, dar ce public aici! Stai puțin. Dacă voi mi-ați dat aplauze, băieți, să-i cântăm ceva și lui Cristi, da? Mamă, te rog! Foarte frumos, bravo, mulțumim frumos. Băi, asta da primire. Vezi de ce te-am chemat aici? M-ai emoționat până la lacrimă cu cuvântul. Și nu mai spui de ce vei, nu? Cine ar fi crezut că o să ascult din parpă la Simona Gherghe în emisiune? Ai o expresie facială foarte specială, ține cea am un cadou de la Cronica Zăcot. Foarte expresivă și foarte frumoasă. Uite așa arăți tu când ai o gherlă. Deci, așa arăți tu, uitam. Aplauze! Mulțumim! Da, arată și la cameră. Da, știu că am spus acces la direct, dar era concursul nostru, acces la succes și mi-a ieșit acces la direct. Da, asta vreau să te întreb, de cât timp faci emisiunea asta? Emisiunea de pe 30 august. 30 august, uh-huh. Deci mai e puțin să faci anul. Mai sunt câteva luni. Și întrebarea mea următoare era firească. Ai învățat cum se numește emisiunea asta? Dragă, emisiunea se numește Acces Direct, dar concursul din fiecare vine se numește Acces la Succes. De aici și confuzia. Un mesaj pentru Oana, Șerban și pentru Mișu. Vă pup, Oana, Șerban, Mișu și dă voie să-i salut în mod special și pe Dezbrăcatul și pe Puștiu și să le mulțumesc pentru că m-au adus cu bine acasă de la Azuga. Am auzit. Suntem cu ochii pe tine în continuare. Anul ăsta mi-am făcut datoria față de tine, ne vedem la anul. Mulțumesc că îmi faceți audiență. Și uitați-vă la acces la direct în fiecare... Acces direct! Așa. Toate bune! Pentru Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Pa, pa! Pa! A fost Cristian Hrubaru, nu știu dacă v-am spus, cred că nu v-am spus, de la Rock FM este el. Tu ai văzut că ce face Dezbrăcatul la sfârșitul emisiei? Duce fetele acasă. Nu știm despre ce e vorba. Da. A fost un raliu cu 30 pe oră, mă rog. De la colegul nostru Cristian Hrubaru de la Rock FM, nu știu dacă v-am spus, trecem la bebelușele noastre, vedem, care nu sunt la Rock FM, deoarece le ascultă Kiss FM, bebelușele. Tonight. Nu dormim în această seară, nu,
misiune, n-avem timp să dormim. Hai, știi ce am observat la tine? Mulțumim bebelușelor foarte mult. Știi ce am observat la tine, dragă Oana? Ești într-o mare formă. Izabel nu te solicită deloc. Mi-am tăiat breton. Ba da, cum să nu te referi la faptul că mămăruță e ușor adormit în emisiune și invitații săi vorbesc non-stop, așa? Uite că eu nu pățesc asta, deoarece mă simt în plină formă. Alăptez, cresc copilul, fac cumpărături și repetiții, m-am apucat de dans și acum prezint și această minunată emisiune. Te simți cumva obosit? Ai, tipic. Tătici ăștia obosiți nu ne ajută cu nimic. Da, uite-te și tu, a adormit. Mai nou, mămăruța a ajuns la ProTV, invitatul permanent al lui Pepe. Înțelegerea e așa. Pepe bate câmp o oră întreagă, mai aruncă un filmuleț la coș, iar mămăruța dormitează liniștit pe canapeaua lui. Că și așa, e în urmă rău cu somnul în perioada asta. Azi, la Happy Hour, Pepe! Bună seara, bună seara tuturor! Ai văzut, ai venit la Happy Power! Happy Power, Happy Hour plin de power! Da, Happy Hour plin de power, bună seara, avem niște lucruri foarte interesante de discutat. Dar și când se mai trezește puțin, mămăruță e cam buimac și mai dă câte o chiftea. Din analizele de sânge nu poate să reiese dacă a fost sau nu însărcinat. Hai că primele luni cu bebe sunt ceva mai grele, deși nu ți-ar strica un concediu paternal. Imediat avem niște surprize pentru dumneavoastră ce sunt convinsă că o să vă placă. Băi, mămăruță, fii convinsă că o să-ți revii după perioada asta cu alăptatul. Noi îți propunem să-l las singur la emisiune pe Pepito. Ne jurăm că nu observă nimeni diferența. Imediat avem niște surprize pentru dumneavoastră ce sunt convinsă că o să vă placă. După Happy Power mergem la B1 TV. Pardon de expresie. Ca la noi, la nimeni. O fătucă prea băgată în seamă de presă în ultima vreme, după un scandal cu droguri, Natalia Mateuț, se vede dintr-o dată în fața microfonului. Dar habar n-are ce spune. Am fost încuiată, deci eram încuiată cu vreo trei... Erai singură? Da, eram singură, încuiată cu vreo trei lacăte destul de mari. Și am început efectiv să plâng, deci lacrimile înșiroiau, aveam lacrimi de crocodil, eram foarte speriată. Lacrimi de crocodil înseamnă plâns prefăcut, ipocrit, dar ce să știe nefericit asta? Mai degrabă ți intrase niște praf în ochi, de-aia plângeai. Și ne oprim aici din respect pentru tatăl tău, fostul mare fotbalist Dorin Mateuț. Am fost încuiată, deci eram încuiată cu vreo trei... Singură? Da, eram singură, încuiată cu vreo trei lacăte destul de mari. Și am început efectiv să plâng, deci lacrimile înșiroiau, aveam lacrimi de crocodil, eram foarte speriată. Lacrimile ei de crocodil ne-au stârnit niște zâmbete de crocodil. De crocodil? Dar cum sunt zâmbetele de crocodil? A, sunt, uite așa. Cine a mai văzut crocodil zâmbind? Cine a văzut, n-a mai povestit. Urmează la cronică. Și ea, hai. A, n-ai poftă? Și el nimic. Aoleu, eu, aoleu. Și el vroia. Pe lângă, gata, pe lângă. Și blocul, ba. Să nu simt cum mănii trec, beau într-una și petrec. Și dezbrăcatul ar vrea. Nu-mi place bluza aia, trebuia un pic mai jos, îmi permis să... Și la final. Muzica e supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă. Rămâneți pe prima, în câteva momente revine cronica Hârcotașilor. Ce voce ai! Incredibil, Ioana, incredibil, ce frumos! Păi ele sunt unice în lumea asta, ne-au zis, așa spune și piesa, noi suntem unice în lumea asta, uite, unicele bebelușe. Șerban, ce cauți acolo? Ia uite-mă!
Vă rog frumos, dacă se poate să stați, că avem o treabă foarte serioasă. Acum întrerupem acest moment de efuziune pentru a transmite, doamnelor și domnilor, extragerea excursiei la Istanbul, care nu este capitala Turciei. Ankara este capitala Turciei. Iulia de la noi. Rușinică? Așa. Vreau eu să fac extragerea. Nu, abia am înțeles eu cum se apasă, te rog frumos. Hai că nu fi greu un buton. Atențiune, să vedem cine pleacă la Istanbul. Cine? Eu. 1, 7, 3. Se numește Ciotirca. Luiza Elena din Bârlad. Telefon mobil XXXXXX. Felicitări, Luiza Elena din Bârlad. Nu mai e din Bârlad, era Titirca. Titirca e inimă rea, era cineva. Dar Ciotirca poate nu e inimă rea, ci e inimă bună. Se trece mai departe la emisiunea noastră. Mulțumim cârcotașilor care ne-au alimentat cu chifteluțe la cronica@primatv.ro sau www.cârcotașii.ro. Pentru cei care se întrebau ce face Tudi de la București între două vizite la toaletă, iată vă oferim răspunsul. E actor de stand-up comedy. Un bărbat se duce la toaletă, de exemplu. Se duce ca să facă un lucru. Poate două. Inspirat număr, dragă Tudi. Deci așa o distrezi tu pe Zăvăranca în particular. Mă rog, și așa. Un bărbat se duce la toaletă, de exemplu. Se duce ca să facă un lucru. Poate două. Dar tot n-am înțeles care e al doilea lucru. Ia demonstrează-ne ce poți. Trebuie să vă și demonstrez, nu? Lasă tu diraj, drăguțule, că acum te cunoaște toată țara. Ai ajuns în sfârșit vedetă. Uite, ai și două susținătoare. Este un băiat de viitor și nouă ne place foarte mult de el. Și vrem să treacă peste perioada asta mai nasoală, mai critică. Și vreți să-l cunoașteți? Da, de ce nu? L-ați iubit mult pe Tudi, măi, fetelor, dar el nu prea are nevoie de voi, că este foarte tare îndrăgostit de el însuși. Păi am venit cu pancarde, uitați, suntem cu ruji, ne-am pictat, îl susținem cum putem. Și pentru că a apărut și varianta de cinema, iată în primele rânduri pe nelipsiți Shrek și Fiona Lis, își dau și ei cu presupusul despre filmul cu Tudi. El e uitat la față, că el este la fel ca toată lumea. Nu mai te uitaște, uite-te la față. Te uitai tu acum. Nu mai la față mă uită, acum înțeleg. Nu mă așteptam. Băi, 3D ai? Păi măcar la TV să fie 3D, că acasă de la Nea Viorel ai parte de cel mult un D. Asta e cu sonor, bă. Nu e cu subtitrare. A? Nu ești tu ca Oana. Oana Z, nu Oana L. Bă, când mai mănânci? Nu mai pot să mănânc. Ce zice, bă? Viore n-aude bine. Dragă Oana, știi ce adjectiv îi se potrivește domnului Lis? Haios? Îmi dau seama ce umor au spaniolii dacă tu, Oana, crezi că Lis este haios. Nu! Oana, adjectivul este piramidal. Piramidal de ce? De blocuri de granit, dragă. Și acum de la Moș trecem la o babă. Fata Moșului și fata Babei? Nu. Fata Moșului și bărbații Babei. La Prahova TV, fie amenda ce ne-a ușoară, ne-am întâlnit cu o babă nesatisfăcută. De ce? Aflați imediat. A început să tragă de mine. A, n-ai poftă? Așa v-a spus, nu? Da. Viorele, zic, ce poftă să am? S-a ridicat, vă rog să mă scuzați că v-am spus și la toată lumea, mi-e rușine de ce am putut eu să pățesc la 65 de ani. S-a ridicat, despăiat așa cum a fost, s-a dat în partea aia acolo, acolo, m-a tras de picioare, eu țineam picior. Viorele, ce faci? Îmi rup piciorul? Ce faci? El s-a tras până unde i-a venit lui, s-a stat în genunchi. L-am scăpat. La ce să mai... Deci, astfel stătea undeva acolo lângă sobă, spuneți, nu? Nu, s-a dat jos din pat, stătea aici, în genunchi, la marginea patului. Și m-a tras și pe mine de picioare. Și eu țineam piciorul și spuneam, Viorele, îmi rup piciorul, uite, te duc eu la spital. Dacă îți rup piciorul, te duc eu la spital. Viorele, piciorul, Viorele, îmi rup piciorul. Nu țipa, taci de mărându-ți țipa. Stai că-ți fac poftă eu.
Să mă scuzați și să mă iertați că n-am pățit în viața și neam de neam n-am să pățesc. E bine ca să afli și ce s-a întâmplat. Așa, să l-am scăpat cu capul între picioare. M-a luat de cap și m-a băgat cu capul la el. Iorele, ce faci? Aoleu, eu, aoleu, aoleu, ce noaptea? Ce să te audă noapte? Hai, 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 ia-o că mor. Viorele, Viorele, ce ai făcut, Viorele? N-aveți probe? Are probe cârpile. A luat cârpile care s-a șters prostul cu el. Cu el. Că dacă și-a dat un ca un bol pe el, s-a murdărit. Și-a luat cârpa, i-am zis, dă-mă o cârpă să mă șterg. Ia și du-te, dracule. Da, spune că dacă v-ar fi violat, v-ar fi lăsat urme. Că se presupune că v-a forțat, v-a... Păi da, nu m-a violat când trebuia să mă violeze. Lucrurile nu stau chiar așa. Presupusul amant era viceprimar, iar presupusa victimă nu era deloc o babă cu minte. Adevărul e undeva la mijloc. Curva a fost o măsă, curva e și ea. Și o muiere care numai să mănânce banii la oameni. Iar prostul puseme că s-a plecat la ea, eu așa zic. De ce dracu n-a venit și la mine? Că avem și nevoie de bani, n-am decât un ajutor de 1 milion. Asta se întrebă vecinele noastre atunci când făceau scandal, așa. Că de pe noi de ce nu le violează? Așa, păi de proaste ce e? De bețive ce e, de jăgoase ce e, de prost ce e mintea lui. Facem pariu că nu știu, babă. Ia zi, mama, e cum a fost? Te-au violat sau nu? La ce oră, maică, că am avut în seara aia 6 violuri cu programare și 2 spontane? Aoleu, mama, și ai făcut plângere la poliție? Nu, că mă pune la impozit și polițiștii ăștia profită de mine la reconstituire, maică. Vecinele spun că, matale, nu ești prea cu minte. Invidia, invidia, că la mine vin domnii violatori cu flori, cu zahăr, ulei, detergent de la promoție. Cu bomboanele am zis să nu mai vie, că mi-am spart proteza în ele, păcatele mele, uite așa. Deci nu prea sunt violuri, nu? Ba, sunt, maică, nu mă plâng, e sezon bun. Adică nu prea sunt violuri, e de bună voie. Nu e de bună voie. Că mereu mă prinde când mă uit la telenovelă. Doar la publicitate e de bună voie, atât. Și la vecine ce le transmiteți? Că e invidioase și degeaba ele stă în grădină la prășit aplecate să scoată buruienile, că nici ursul nu vine la ele. Tot e la mine în grădină. De-aia o să accesez niște fonduri europene ca să mă lansez în turismul de viol. Am și slogan. E ce slogan? Explore the Grandmother Garden. Aoleu! Da. Ce face românul după un păhăruț de pălincuță, 5-6 de vinișori, 4 pe la 2 litri și 1 litru de țuică? Doarme? E aș. Îl apucă cheful de treabă. Beau cu cana, cu paharul, joc și-mi cântă lăutarul. Aș tot bea o săpămână, vii și răchie de prună. Bre, Dorele, ia-o bre încet cu treaba. Ce rost are să începe așa de dimineață? Și vrei să vopsești suportul de răsaduri? Cum să-l vopsești? Ai nebunit? Nu vezi că nu stă boali în loc? Pe lângă gat, pe lângă dup, pe lângă gat, pe lângă dup, pe lângă gat, pe lângă dup, pe lângă gat. Hai, lasă, taci că s-a enervat. Se duce țintă spre bloc, dar blocul nebunul fuge de el. Aduceți, bă, fraților, 2-3 colegi de pahar să țină scara aia de bloc, ca să o nimerească și omul. Să nu simt cum mănii trec, beau într-una și petrec. N-am să plec de pe pământ, ca frunza bătută în vânt. Ați vizionat o mostră reprezentativă a muncitorului român. Cam așa se construiesc și autostrăzile la noi în țară. Încetişor, împiedicat și fără finalizare. Iată cum au construit vreo 1000 de dorei autostrada soarelui. Acesta este un rând dintr-o cultură de vie când de fapt trebuia să fie o bandă de autostradă, pentru că nimeni nu i-a informat, proprietarii și-au văzut de treabă, iar acum nu știu dacă trebuie să mute cultura sau pot aștepta să o recolteze. Păi și unde vroia să dea autostrada dacă nu în vie? Direct în cârciumă? Nu se poate! Pentru că strugurii trebuie făcuți întâi chisălițe de mașini, abia apoi ajung vin. Asta știe orice fraier, chiar și eu. Acesta este un rând dintr-o cultură de vie când de fapt trebuia să fie o bandă de autostradă, pentru că nimeni nu i-a informat, proprietarii și-au văzut de treabă, iar acum nu știu dacă trebuie să mute cultura sau pot aștepta să o recolteze. Asta e un material potrivit pentru gogâi al nostru. M-a stigat cineva pe matare de un șerban? Nu, nu sunt șerban, mă, mai și speriat. Da, deci nici eu nu sunt beat. Domnul, stimați, eu... Mi-am cam dat seama, am înțeles de ce îi zice autostrada soarelui. De ce îi zice? Bine, n-am înțeles de ce îi zice autostrada, că de fapt e semi-autostradă. Îi zice autostrada soarelui. Așa. Pentru că mie, sincer, deoarece îmi produce arsuri. A, e vorba de arsuri solare, nu la asta te referi. Hopa!
Avem o machetuță vorbitoare de prezentator. Băi, Tom de Gisel. E, l-a atins la punctul. Băi, eu când stau pe plajă la soare și beau bere, o mare de bere, atunci am arsuri. La stomac, la ce ai? La stomac, la spate, la cap, de fiecare dată când adorm pe plajă. Vă pup pe gogâie. La revedere. De la gogâie trecem la ceva frumos. Un dat cu bebelușele. Prezintă tu, la mine să-mi scrieți Tom. Sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec, oh, oh, oh. Am învățat că dreptatea mea o fac eu, oh, oh, oh. Jukebox în sfârșit este fericită. A, bebelușele, sau mă rog, doar Ioana deocamdată se află în mijlocul lor. Ei sunt mulțumiți oricum, o prezență feminină acolo, că stau toată emisiunea singuri. Sigur, o să-l rog acum pe Puștiu dacă se poate să ne prezinte galeria Facebook. De la Facebook, aflat aici. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim că ați venit și în această seară. Ați venit în această seară ca să-l vedeți pe colegul nostru dezbrăcatul. Și unde a fost dezbrăcatul? Unde a fost? Ți-a spus unde putea să se ducă dezbrăcatul? Decât la motoare, la fete, la... Le-a luat interviu din nou. S-a dus la motoare? Da! Maestre, băgați-mi și mie de 10.000 așa. Nu. Ne aflăm la salonul auto, după cum prea bine vedeți și noastră Super Balamuc. În primul și în primul rând îi mulțumesc Adinei Buzatu și lui Antonio Peto pentru această șepcuță minunată din Italia. Ne ducem în interior să vedem care sunt tendințele pentru 2010-2011. Fotografi, femei, dacă sunteți puțin atenți, vă rog frumos să rămână. Vă prezint în premieră mondială. Veniți mai aproape, doamnă, vă rog. Vă prezint în premieră mondială prima motocicletă realizată cu două roți. Este o motoretă cu două roți, roată față, roată spate, plus motorul care este pentru deplasarea motrică a roții din spate. Câteva păreri la cald. E foarte tare. Da. Tipa, nu ea. Spune-mi sincer, de unde ți-a venit ideea asta să particip la... De unde mi-a venit ideea? Păi îmi place. Ce? Îmi place să stau și să fiu pozată. Păi la așa... Mulțumesc! Nu? Da. Mama tot așa? Măi, nu știu cum a fost în tinerețe. Cred că tot la fel a fost și ea. Tata? Tata are burtă. Doamnelor și domnilor, în spatele meu se află Fulvio, bunul nostru prieten de la Trăzniți. L-am rugat să se îmbrace, să-i facem o farsă, adică să-mi facă el mie o farsă să mă sperie. Dar el nu știe că eu vă spun dumneavoastră de faptul că eu știu că el o să mă sperie. Și acum o să mergem până lângă el, să vedeți. Iată, avem aici un manechin care... Așa ar trebui să arate motociclistul anului 2011. Bă! Știam. Stimați domni, stimate doamne, vă prezentăm în premieră costumul de bikeriță 2011, primăvară-vară. Este un material, după cum prea bine vedeți, foarte lucios pentru ca vântul să treacă pe... La fel de lucios, da. Spune-mi, la sân, de ce nu ți-ai pus nimic? Bă, da, am. Nu? Am, om. Ți-ai pus ce? Ceva. Silicon? Ceva. Nu ți-ai pus, dragă, pentru că n-ai bani. De unde? Dinspre Ungaria. Brașov. Da. Veniți și dumneavoastră aici. Iată, vă prezint un plover de motociclist. Pe da, da, da. Este flacăra, este flacăra violeta a echipei. Cum e drumul? Cum flacăra ați venit? Violeta a echipei. Ne-a vântuit vântul și nu arăți nimic. Ne-am mutat, asta e mișto la motor, comparativ cu mașina. Că, de exemplu, dacă oprești pe drum și mănânci o fasole, o ceva, când mergi, n-ai deci treabă. Deci dai drumul la suflantă și gata, te-ai dus. Scuze-mă, Dani. Da. Dă-mi și mie două prezervative, te rog. Am aici o cutie mare de tot. Hai, dă-mi. Toată ți-o dau. Hai.
că m-au rugat niște fete. E ok, e suficient. Da, m-au rugat niște fete să le ajut și vin... Ți-aduc cutiile înapoi. Nu credeam, Daniela Crudu, că o să ne întâlnim din nou. Ai dat peste mine ieri. Da, ce faci? La muncă. Da? Da. Hai că vorbim. Pa. Bărbate, spune și mie, cum te cheamă pe tine? Acupitor. Cum? Acupitor. Te-a rupt piciorul? Raș cu pistol. Cum? Raș cu pistol. Raș cu pistol? Și sever. Este un viitor biker care va rula cu viteză mare pe toate străzile din Canada. Așa-i? Da. Bravo. 180 eram pe autostradă. Bagă într-a patra viteză. Mama a plecat ușor ca să tai vânt. Mi-apar o muță. Frânez. Mi se blochează rata pe față. Încep și mă dau pe spate, peste cap, de vreo 36 de ori. Și cu ce mergeți? Cu motoreta mea. Aveam vreo 240. Da, da. Las motoreta în aer. Da. Eu cad în picioare, fac cu mâna, oprește un autobuz și mă ia la ocazie. Și v-a cerut bani. Da. Asta a fost problema. Ne simți. Domnul Tăricianu, să trăiți o întrebare. Mai sunteți supărat pe mine? Niciodată. E cel mai simpatic tip. Și dumneavoastră la fel. Asta când erați prim-ministru, că uite ce ne face Boc. La revedere. Mai stați un pic cu aia, vă rog. M-a prins într-un moment. Este singura chestie periculoasă la masca de motociclist cu model de gură. Una la mână. Nu ai ce să faci dacă ți se blochează, rămâi blocat. Plus că dacă îți vine să... Așa. Și mergând cu motocicleta, toată chestia aia care o să iasă de așa, o să vină pe ochii, la revedere. 6 poliția puște grijă. O întrebare, cu costumul ăsta. I don't speak Romanian, sorry. De unde sunteți? I'm from California. California? Yes. Eu sunt din Pantelimon. Sorry? In Pantelimonation. Do you know? About what? What's your name? Lorenzo. Lorenzo? Yes. Lorenzo Lamas. Lamas? I hope so. When you have a diarrhea, come to the excursion cu motore. Oh, very good, very well. Very well, ok. Deci e normală treaba. Ia uite cine, peste cine dăm, peste bunul nostru coleg și prieten Băneasa, care tot așa, neavând bani de motocicletă sau de bicicletă la copii, când e vreun târg, îmi cere invitație, intră gratis și stă aici toată ziua cu copii. Păi chiar am avut invitație, dar de la hrubarul de la tine. Hai că ești chiar rău. Este iubirea mea din copilărie, nu ne-am mai văzut pentru că am fost plecată. Da. Ce faci, iubire? Bine, tu? Cum e? Nu, unde e? Nu te-ai mai văzut. Păi da, dacă n-am mai fost unde? Asemenea evenimente. Te-ai măritat? Așa n-a spus ceva. Nu m-am măritat încă. Nu? Nu, aștept să mă ceri. Păi te cer, dar stai să se termine târgul și vorbim mai târziu. Ok. Nu-mi place bluza aia, trebuia un pic mai jos, îmi permis să... Un pic mai jos? Da. Hai, te păi ăsta e maximul. Nu, ia. Maximul posibil, după aia ce mai... mai nu se mai vede nimic pic, după aia. Un pic, atât. Pa. Pa. Ușor, ușor. Dar trebuie lăsați aici, că o să trec mai pe seară, să o iau. Dar la o parte, la o parte. După balamuc, mici, bere, femei. Gata, da, ok. Hai, puște acasă, că mă doare cap. Nu se potolește colegul nostru dezbrăcatul. Mulțumim dezbrăcatul. Dacă la salonul de motociclete ar fi și niște drumuri sigure, ce frumos ar fi sportul ăsta în România. Iată-l. L-ai și pe colegul nostru? Cum pe colegul nostru, noi spunem Beni, salutare. Băneasa, mă te lua ceva? Mine. Te lua vreun motor? Pentru ăla mic, cred că și-a. O bicicletă, dacă da. A fost și salonul de biciclete în același timp. Ai luat și pentru Șerban o bicicletă, că am înțeles că renunță și nu, el niște la... Niște role i-a luat lui Șerban. Nu? Ce, vrei să-ți pui ghidon la schiuri? E foarte ciudat, da, mă rog, un pic. Nu m-am gândit la chestia asta, uite ce imaginație bogată ai, Mișu. Nu e așa, Oana, iar nu s-a gândit la toată emisiunea. În fine, noi o să revenim după... O să revenim după... O plecăm publicitate, melodie care ne place. Să vezi ce bătaie, ia treci tu! Doamnelor și domnilor,
după cum observați, a avut loc o mică scenografie aici, pentru că am observat o chestie și am cerut recuzitei să mă ajute. Sper că nu se observa absolut nimic. Aș cere o filmare numai boost, vă mulțumesc foarte mult, am spus numai boost, da? Suntem alături de câștigătorii noștri de la, hai să trecem la Kiss FM, câștigătorii de Kiss Cash, adică Andrei și Silvia. Am înțeles că Silvia este din Chișinău. Silvia este din Chișinău și mai multe ne poate spune colega noastră, Alice. Bună seara, Silvia este din Chișinău. În sfârșit a ajuns la noi, a luat ceva timp până să ajungă în emisiune. Și e și departe. Da. Tu de unde ești? E din Chișinău și a trebuit să aștepte viza. Data viitoare s-ar putea să avem pe cineva din Libia și o să vi-l prezentăm în sezonul următor, dar nu-i nimic. Mișu, eu am înțeles de la Silvia că ea și-a dorit atât de mult să câștige la Kiss FM, că a ascultat și unde ai ascultat Kiss FM? Și la gunoi mergeai, cum spuneai, căștile, nu? Ia uite, mă, îți dai seama ce ascultător de Kiss FM. Cred că am venit și cu dovada, cu o grămadă de bilețele. Da. Arată-le. Dacă vrei să saluți cineva acasă, dacă vrei să saluți. Și trebuie să vă mai zic ceva. Te rog. Dintre toți câștigătorii de până acum, Silvia este singura care a plâns în direct pentru 2900 de euro și pentru un PlayStation, premiu bine meritat, și simți că îl câștigă la un moment dat. Bravo, felicitări. Felicitări încă o dată. Și ție, Andrei. Nu am plâns, dar în schimb am fost foarte bucuros și normal. Noi ăștia mai înalți întotdeauna suntem bucuroși la chestii de astea. Da, aceștia au fost câștigătorii noștri. Încă o dată aplauze pentru ei. Mulțumim foarte mult. Iar noi ar trebui să vă prezint. Mă duc cu cineva de la mine din familie să dacă vă prezint trupa. Și... Salut. Salut. Cezar. Salut, Cezar. Cezar și trupa lui. Bună. Roa, nu? Și Roa, da. De unde v-a venit ideea de salut? Salut, băieți. Salut. Pe voi vă știu, nu sunt dezinformație, da. De unde v-a venit ideea asta de trupă? Băi, ne-am gândit noi așa cum se gândește fiecare când pornește o trupă, o emisiune, o ceva. Și a sunat ok, știi? Rise of Artificial, mă rog, are și o poveste, dar povestea este prea lungă și prea complicată și nu mă apuc să o spun acum. Și... Nu, e la el. Nu, din cauza că e o problemă aici și din cauza asta. S-a rezolvat, gata. Da. Așa? Tu știi, a rămas rău. Bănuiesc că toată lumea ți-a spus că piesa voastră ne place, chiar place. Și nouă ne place. Noi chiar am făcut și o parodie cu vreo două emisiuni din ea. Se pretează și la așa ceva. Da, am observat că se parodie. Nu a fost, nu v-am parodiat pe voi, ci un cuplu monden. Dar, mă rog, nu vorbim despre chestia asta. Pe lângă piesa asta, pregătiți ceva? Veniți cu o surpriză? Păi, surpriza nu e o surpriză. E un album, primul album. O să fie un alt single, un alt clip. În mai sperăm să lansăm albumul. Tot atunci să fie gata nou videoclip. După care o să urmeze concertele. Până atunci n-am făcut nimic. Asta, de exemplu, e prima apariție așa. Wow, și cam ăsta e planul. Mie, cel mai mult îmi place semestru. Cel mai mult îmi place versul ăla cu ne place fără număr, doar cu litere. Tu îți dai seama că o parte din populație care ascultă manele nu înțelege acest vers? Și? Ce zi le faci? Nu, păi înțelege ce este cu literele respective. Nu înțelege. Asta este. Pentru cealaltă parte din populație, cea care urmărește Cronica Cărcotașilor, și care ascultă Roa, în această seară, Roa și ne place. Place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Ne place, ne place, 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 place. Umplem pungi versace de uleu cu apă că ne place. Place, ne place, 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 place. Le aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră.
creează doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă ce ne umple nopțile. Ce, ce, 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 ce ne umple nopțile. Muzica tare să vă scoate în desertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Când vă place, vă place, vă place, place, place. Să fim maturi, să o ardem la patru oace. Când vă place, dar nu, 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 nu. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în cene. Ce, ce, ne, ne umple nopțile. Ce, 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 ne umple nopțile. Ce, 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 ne umple nopțile. Ce, 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 ne umple nopțile. Music is supreme, sublime and uplifting. Holding us together like a caring mother. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă ce ne umple nopțile. Music is supreme, sublime and uplifting, holding us together like a caring mother. Because we like it, rise of artificial. Roa, mulțumim foarte mult doamnelor și domnilor. Respect in all aspects. Ne revedem săptămâna viitoare la Cronica Cârcotașilor.